Suntem în parcul dendrologic. De mai mult timp este terminat muzeul, despre care custodele domnul Pătrânjan sunt sigur că va vorbi și vă va vorbi. E bine că l-am făcut pentru că este un loc în care se face educație la copii. De fapt, tot parcul dorim foarte mult și realizăm lucrul ăsta să fie un loc în care copiii pot să vină să învețe despre natură. Pentru că asta este viața. În jurul blocului mai sunt plante, în carte mai sunt plante, însă aici, văzând totul în natură, este cu totul altceva. Muzeul nu vorbește numai despre plante, sunt și artefacte care au fost găsite aici, din vremea romanilor, deci este și un pic de istorie. Acum fac o mică avantpremieră, poate dumneavoastră să filmați un pic, este vorba de alea terapeutică, o alee pe care te duci de sculți, poți să te speli înainte pe picioare și după aia, treci peste tot soiul de nisip, pământ, scoarță. Nu este o invenție a noastră, este un lucru pe care se știe de foarte mult timp, însă pentru cei care umblă foarte mult timp în calzadă, cei care trăim în oraș, este foarte bine să facă lucrul ăsta. În primăvară, când timpul va permite ca să poată cineva să umble de sculți, ea va fi dată în folosință și eu sunt sigur că va fi foarte căutată, pentru că chiar că este un lucru frumos și un lucru interesant, dar aici este vorba și de multă sănătate.